Papagalul amazonian, ce caracter are și cum să ai grijă de el? Papagalii amazonian sunt cunoscuți pentru capacitatea lor excelentă de a imita vorbirea umană, la fel ca și celebrii Jaco și Kakadu. Aceștia sunt extrem de inteligenți și le place foarte mult să interacționeze cu îngrijitorul lor. Există 26 de specii de amazonieni, care locuiesc în America Centrală, America de Sud și în insulele din Marea Caraibelor. Fiind păsări sociabile, capabile și frumos colorate, sunt de mare interes pentru crescători. În acest articol, vom prezenta caracteristicile papagalilor amazonieni și vom vorbi pe scurt despre alte specii de papagali de reproducere. Reproducerea speciilor de papagali. Printre cele mai populare specii de papagali ținute acasă se numără amazonianul discutat în acest articol. Aceștia se caracterizează prin capacitatea lor remarcabilă de a imita sunetele, prin coloritul lor frumos și prin rezistența lor la stres. Ei trăiesc aproximativ 40 la 50 de ani. O altă specie de papagal apreciată de crescători este Kakadu, originar în principal din Australia. În Polonia, cel mai des este crescut Kakadu cu fața galbenă. Este o pasăre cu pene albe, cu pene de un galben strălucitor care formează un vârf caracteristic. Masculii și femelele pot fi distinși după ochi. La masculii sunt negri, iar la femele sunt mai degrabă maro sau roșii. Trăiesc până la vârsta de peste 50 de ani. Papagalii peruși se caracterizează prin dimensiuni mici. Ajung la 18 la 20 cm în lungime. Cel mai adesea au pene de culoare albastră, galbenă sau curcubeu. Ar trebui să fie ținuți în perechi. Papagalul peruș este o pasăre inteligentă, care nu este dificil de îmblânzit și este și ieftină. Costă în jur de 30 de lire sterline. Este originar din Australia și trăiește până la 15 ani. Nimfa se caracterizează prin pete portocalii pe obraji și pe vârful penelor. Este foarte sociabil și se atașează atât de un alt membru al speciei sale, cât și de oameni. Are nevoie de exerciții în afara cuștii și de joacă. În condiții adecvate, poate trăi până la 14 ani. Ara este originar din Africa de Sud și crește până la o dimensiune considerabilă, inclusiv coada de la 45 la 95 cm. Trăiește până la vârsta de aproximativ 60 de ani, deci face parte dintre papagalii longevivi. Din cauza dimensiunilor, au nevoie de o volieră suficient de mare. Sunt ușor de îmblânzit, dar sunt destul de zgomotoși și din acest motiv s-ar putea să nu fie potriviți pentru locuință. Papagalul gri este o pasăre de talie medie, cu o lungime a corpului de 30 la 35 cm. Acest papagal este cunoscut pentru capacitatea sa excelentă de a imita vorbirea umană și pentru atașamentul său puternic față de îngrijitorul său. Necesită contact frecvent și joacă împreună. Dacă se simte singur, este predispus la agresivitate și depresie. Prin urmare, trebuie să se țină cont de cerințe ridicate atunci când se crește această specie specială. Papagalul alexandrin include multe specii, dar printre cele mai populare se numără alexandrin cu guler și alexandrin mare. Acești papagali dau dovadă de sociabilitate și inteligență. Trăiesc până la 30 de ani dacă li se oferă hrana și îngrijirea potrivită. Papagalii agapornis, după cum sugerează și numele, nu pot fi ținuți singuri. Sunt încrezători și sociabili și se obișnuiesc rapid cu oamenii. Au multă energie, așa că ar trebui să li se dea timp să zboare liber în afara cuștilor, dar numai după ce au fost îmblânzite. Vezi gama de cuști pentru papagalii. Varietăți de papagali amazon. Amazonienii numără până la 26 de specii. Printre cele mai răspândite se numără amazonienii cu gât galben și cu gât albastru. În principal despre ele va fi vorba în restul articolului. Caracteristicile papagalului amazonian. Sunt păsări destul de mari, având o lungime a corpului cuprinsă între 25 și 45 cm. Penajul este în cea mai mare parte verde, adesea cu pete roșii pe cap și coadă. Pe de altă parte,
penajul capului este de obicei galben. Aripile sunt de lungime medie, neajungând până la capătul cozii. Papagalii tineri se disting prin irisul lor gri, care devine roșu sau maro odată cu vârsta. Indivizii adulții cântăresc aproximativ 500 g. Nu există un dimorfism sexual clar, este dificil de distins între indivizii masculi și femele. Papagalii amazonieni. Caracter. Sunt extrem de sociabile, inteligente și dornice să se joace și să interacționeze cu oamenii. Se caracterizează prin prietenia lor. Doar în timpul sezonului de reproducere au tendința de a se comporta agresiv. Ar trebui să li se pună la dispoziție jucării din lemn pe care să le roadă pentru a-și satisface nevoia de a amesteca lemnul. Femelele par mai calme decât masculii. Sunt păsări încrezătoare și este mai bine ca întreaga familie să participe la hrănirea și creșterea lor. Cușcă pentru papagal amazonian, cerințe. Dimensiunea minimă a cuștii este de 70x80 cm, dar datorită nevoii mari de exerciții fizice, cu cât este mai mare cu atât mai bine. Ar trebui prevăzute boluri suspendate pentru papagali, deoarece în sălbăticie aceste păsări coboară rar la sol. Cușca ar trebui să abunde cu frânghii și balansoare. O volieră în care papagalul poate zbura liber va funcționa cel mai bine. Alimente pentru papagalul amazonian. Ca la toți papagalii, hrana principală este un amestec de cereale precum mei, ovăz, floarea soarelui, porumb. Nu ar trebui să fie hrăniți cu carne, dar fructele și legumele incluse în dietă împreună cu cerealele vor funcționa bine. Nucile și crenguțele de salcie vor fi un adaos excelent pentru papagali. Merită să folosiți suplimente minerale naturale, sepia sau cojii zdrobite. Acești papagali sunt caracterizați de un apetit bun și mănâncă frecvent. Papagali amazonian de reproducere. Aceste păsări trăiesc până la aproximativ 50 de ani în captivitate. Au nevoie de aer umed și este o idee bună să stropiți zilnic cușca cu apă. Se obișnuiesc rapid cu acest lucru și așteaptă cu nerăbdare următoarea ocazie de a se îmbăia. Un aspect important al reproducerii este împerecherea lor. Acest lucru nu ar trebui să fie făcut de către crescător. Se împerechează în mod spontan și, fiind animale monogame, devin puternic atașate unul de celălalt și își petrec întreaga viață împreună. Prin urmare, acest lucru nu ar trebui să fie interferat. Dimensiunile cutiilor de cuib sunt importante, acestea ar trebui să fie de aproximativ 35x35x70 cm, cu o deschidere de 12x14 cm lățime. Ouăle, 2-4. Clocesc timp de 25 de zile. Dacă este posibil, este o idee bună să țineți papagalii într-un stol. Ele funcționează cu siguranță mai bine într-un grup. Papagalul Amazon, prețul este de aproximativ 2000 de lire sterline. Papagalii amazonieni sunt păsări excelente pentru crescătorii care doresc să petreacă mult timp cu animalul lor de companie. Ei au nevoie de joacă regulată, de hrană adecvată și de exerciții fizice. Este foarte probabil să se apuce să învețe să imite vorbirea, pentru care au cele mai bune aptitudini. Le place să fluiere și să repete sunetele din mediul lor. Aceste păsări frumos colorate, jucăușe și curioase pot deveni un prieten pentru mulți ani de acum încolo. Sursă fotografii: Canva.com. Lida Piexulis.